Dacă ieri vă prezentam un exemplu din județul Suceava, unde sute de kilograme de brânză stăteau nevândute, astăzi venim cu un alt exemplu din județul Iași, unde la o fermă se vinde tot ce reușesc să facă, toate produsele lactate. Cam vânzări, cum este? Produsele lactate în perioada asta chiar merg bine. Ideea că ducem noi la client acasă, pentru că mulți sunt în vârstă și nu se pot deplasa, și facem noi livrări. O maxim 10 km. Lapte, brânză, smântână, caș, săptele mea. Ideea la noi merge pentru că în zona noastră nu mai sunt producători. La noi în sat, pe exemplu, sunt doar doi producători, doi cu ferme de vaci și vreo trei cu ferme de oi. Atât. Suntem și foarte aproape de Iași. Eu v-am zis, din punctul meu de vedere, adică din ceea ce fac eu, în produsele lactate, pentru mine este o perioadă super bună. Când cumpărătorii cunosc produsele, acestea se vând repede și chiar ar mai fi loc dacă ele ar mai exista în cantități mai mari.